Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunteți la curat, facem împreună 25 de minute lumină apropo de subiectele importante care se întâmplă și ce este foarte important, fiecare dintre noi se uită pe telefon, la televizor, oriunde are sursă de informație, să vadă cum este vremea. Meteorologii au anunțat perioada de caniculă pentru iunie, partea asta de iunie, și pentru iulie vom vedea ce se întâmplă și pentru august vom vorbi despre prognoza meteo astăzi, 25 de minute, cu șeful Agenției Naționale de Meteorologie, doamna director Elena Mateescu. Îi mulțumesc foarte mult că este cu noi. Bun găsit, mulțumesc mult pentru invitație. Doamna Mateescu, vreau să începem discuția noastră, care se vrea a fi un tablou cât se poate de fidel, apropo de ce informații aveți dumneavoastră în legătură cu prognoza meteo, cu o discuție scurtă, lămuritoare sper, despre felul în care turiștii, cei de la mare mai cu seamă, da, trebuie să privească prognoza meteo. Da? Adică te uiți, arată nor, ești pe plajă, sau nu mai ești pe plajă, că e nor și te gândești că e o zi ratată, dar de fapt în câteva zeci de minute, poate ore, să zicem, cerul se luminează. Cum să privească un turist, cum să o înțeleagă, astfel încât să nu-și rateze ziua de concediu? E foarte important. Să privească aceste informații și să urmărească prognozele meteorologice cu interes și nu cred că trebuie să absolutizăm doar pentru turiștii care se află la mare, pentru că până la urmă trebuie să luăm în considerare fiecare zona a țării care oferă posibilitatea să ne petrecem un concediu, zona de munte, zona Bucovina, alte zone din partea centrală, nordică, sudică a țării, acolo unde reușim, chiar și într-o mini-vacanță de weekend sau un concediu mai prelungit, să urmărim aceste informații. Sigur că depinde și de sezonul în care ne aflăm. Dacă vorbim pentru zona litoralului, într-adevăr, perioada cea mai de interes poate să debuteze încă din luna mai până inclusiv prelungită în septembrie, pentru că în foarte mulți ani am început acest sezon în luna mai și l-am sfârșit poate chiar în octombrie, când am avut situații în care temperaturile maxime au depășit 25 de grade, temperatura unei zile de vară considerată în țara noastră. Cât privește sezonul convecțiilor, perioade în care vorbim de ploi scurte de vară cu caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, vijelii, posibil izolat căderi de grindină, acestea sunt o normalitate pentru zona țării noastre, în special în luna iunie, cea mai bogată lună în precipitația verii și a anului, caracterul punctiform rămânând într-adevăr de interes, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, ne ducem la plajă, ne pregătim, apar acei nori de furtună care ne prevestesc cumva că este posibil să avem în următoarele ore ceva precipitații și e posibil, datorită microclimatului local, să observăm că nu cad cantități mari de precipitații. Până la urmă, faptul că ne aflăm acolo și că avem o ploaie scurtă de vară nu trebuie să ne împiedice să ne desfășurăm concediul în aer liber, pentru că cu siguranță în toată perioada de concedii câteva ore de plajă prindem cu siguranță, astfel încât să ne bucurăm și de brisa mării și de apa, temperatura apei mării, care să ne permită să facem un înnot. O să intrăm în detalii, dar vreau să vă întreb așa, de pe stradă, cum zic eu, nefiind specialist în meseria dumneavoastră, Doamne ajută că sunt specialiști în meseria dumneavoastră, o grămadă în România și iată, România, o să vedem mai către final, este un centru de cercetare, devine în chestiuni legate de meteorologie, ceea ce este fabulos, că nu prea suntem centre de cercetare în multe domenii. În domeniul meteo există astfel de centre, o să vorbim, un astfel de centru, o să vorbim despre asta, dar vreau să vă întreb totuși, e mai greu pentru un meteorolog să prognozeze vremea de pe litoral, adică în zonele unde sunt curenții de aer mai puternici? Nu știu, vă întreb. Cred că trebuie să vorbim atunci când vorbim de ciclon mediteranean, care în funcție de traiectoria de la vest către est, de pildă spre zona de sud-est a țării,
zonă care este și potențată de bazinul vestic al Mării Negre, care aduce și un aport suplimentar de umezeală, cu atât încărcătura în ceea ce privește gradul de umezeală în această parte a țării este una mai mare și atunci avem aceste cantități de precipitații și nori cumulonimbus aducători de furtună care să ne confirme că într-adevăr în zonă urmează un fenomen meteorologic considerat până la urmă normal, dar în ultimii ani trebuie să luăm în considerare ingredientele specifice și nu numai, de fiecare dată ingredientele specifice formării, genezei acestor tipuri de fenomene, atunci când vorbim și de diferențe foarte mari ale temperaturii maselor de aer, cu cât diferența de masă de aer între o masă de aer cald și una rece este mai mare, cu atât și tipul de fenomen se încadrează la fenomen extrem, pentru care emitem acele avertizări meteorologice de tip nowcasting pentru fenomene meteopericuloase. Așadar, bazinul vestic al Mării Negre aduce și potențează într-adevăr gradul de agravare în funcție de dinamica fenomenului în această parte a țării. Bun, vreau să vă întreb așa, doamna Mateescu, doamna director, cum va fi vara asta pe litoralul românesc? Să zicem, litoralul românesc, ca să subliniez faptul că nimeni sănătos la cap nu vrea să saboteze felul în care dorințele oamenilor de a ajunge pe litoralul românesc. Eu fac o paranteză și spun că cei de acolo ar putea să saboteze dacă, prin prețuri, prin servicii de proastă calitate, dacă există. Altfel, nu cred că există vreo instituție care să saboteze litoralul românesc, cum aud așa pe surse de tot felul, oameni care vorbesc tot felul de lucruri, dar nu și le asumă public. Deci, cum va fi vara aceasta pe litoralul românesc? Am debutat bine, dacă luăm în considerare chiar și din luna mai și iată și zona Dobrogei în această lună, prima lună de vară, acolo unde temperaturile au fost unele generoase, am depășit 25 de grade, ne apropiem în următoarele zile și de 27-29 de grade și dacă mă urc pe harta cantităților de precipitații pentru luna iunie în această parte a țării, în zona litoralului acestea au fost nesemnificative, de altfel în toată zona Dobrogei vorbim de secetă. Luând în considerare ce s-a întâmplat în luna mai și ce s-a întâmplat, iată, mai avem puțin și încheiem și prima lună de vară. Cantitățile în această parte situându-se sub 15-20 de litri pe metru pătrat, în condițiile în care știm Dobrogea este zona cea mai secetoasă a țării și ar trebui să avem cel puțin o cantitate medie în cea mai ploioasă lună de cel puțin 40-50 de litri pe metru pătrat. În iunie am avut doar câteva episoade scurte cu precipitații de vară, care cu siguranță sunt normale, acest considerate evoluții în tipare normale de vreme. Iulie și august rămâne de monitorizat ceea ce urmează în următoarea perioadă. Ce putem să vă spunem acum, par a fi două luni de vară normale din punct de vedere termic și din punct de vedere al cantităților de precipitații. Aceste estimări însă nu ne duc către potențialul de producere al acestor tipuri de fenomene decât prin amendarea acestor estimări prin prognozele pe termen foarte scurt și mediu. Dacă luăm în considerare luna lui Cuptor sau chiar și luna august, frecventele zile cu temperaturi caniculare devin din ce în ce mai dese. Putem să apreciem acest lucru luând în considerare și statistica verilor în țara noastră, veri care au devenit în contextul schimbărilor climatice mai calde în perioada 1981-2010 cu cel puțin un grad față de perioada 1961-1990, dar sigur că da, în contextul în care vedem temperaturi ridicate, asociate și cu un grad mare de umezeală, nu excludem să avem și aceste tipuri de averse punctiform cu cantități care pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat în mai puțin de o oră. Dar care să nu ne împiedice, da? Deci, cu alte cuvinte, va fi o vară caldă, o vară normală, caldă, normală. Dar fenomenele meteo extreme nu se pot prevedea
nu putem să anticipăm acum în ce perioadă, din iulie sau august, în ce săptămână, da, putem să avem și aceste tipuri de fenomene, în condițiile în care, sigur că da, observăm dinamica acestor tipuri de fenomene, una foarte explozivă, luând în considerare și influența bazinului vestic al Mării Negre pentru zona respectivă. Dar debutul sezonului a fost unul foarte bun în acest an. Anul trecut de asemenea a fost o vară secetoasă în zona litoralului. De asemenea, contăm în condițiile în care și până în prezent cantitățile în zona respective nu au fost unele care să ne provoace situații de natură hidrologică, așa cum s-a întâmplat în județele din partea de sud-vest a țării în această primă lună de vară, când în 12 iunie și în 16 iunie am emis pentru 6 județe din partea de sud-vest a țării 2 coduri roșii generale pentru cantități importante de precipitații, fiind pentru prima dată când emitem astfel de coduri pentru același areal în mai puțin de o săptămână, respectiv la 5 zile distanță, interval în care în 12-17 iunie am avut cantități care în zonă au depășit 155 de litri pe metru pătrat, fapt care a și impus emiterea acestor alerte meteorologice. 155 de litri pe metru pătrat în 24 de ore sau în 48 de ore, depășind cu 50% media climatologică a perioadei. Și aș vrea să fac mențiunea că începând din 22 mai și până în 17 iunie, în fiecare zi Administrația Națională de Meteorologie a emis alerte meteorologice de cod galben, portocaliu sau roșu pentru aceste tipuri de fenomene, cumulând cantitatea din 22 mai și până în 17 iunie în aceste areale din partea de sud-vest a țării, mă refer în mod deosebit la județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Caraș-Severin, am avut cantități de până la 255 de litri pe metru pătrat, însemnând valori de 2 până la 3 ori peste normalul climatologic din punctul de vedere al regimului de precipitație în această perioadă și pentru această zonă, în timp ce în partea de sud-est a țării am avut în vigoare, ne amintim, coduri galbene care au adus cantități la nivel local de 20, cel mult 25 de litri pe metru pătrat. Apa mării cum va fi în această vară? Ce spuneți despre asta? Sigur că pe măsură ce înaintăm spre mijlocul verii și apa, temperatura apei mării crește, vorbim de la valori de 20-22 de grade posibil în această perioadă, spre 24 la mijlocul verii, cu siguranță cu cât avem mai multe zile în care temperaturile în aer să fie peste 25-20, să se apropie de 30 de grade, cu atât în mai multe zile consecutive și apa mării da, ne satisface din punctul de vedere al ceea ce înseamnă pentru noi atunci când ne dorim să facem și o baie în apa mării. Vreau să-mi spuneți, teoretic, ca să zic așa, nu neapărat raportat la zilele care sunt și pe care le cunoaștem, în cât timp poate cetățeanul să fie avertizat, doamna director al ANM, în legătură cu un fenomen extrem? Cât privește, există diferențieri vis-a-vis de fluxul operațional pentru avertizările și alertele meteorologice generale, care, spuneam, pot fi emise către autorități și către public, către cetățean, cu cel puțin 12-24 de ore înainte, și pentru avertizările meteorologice, pentru fenomene meteo periculoase de tip nowcasting, pentru acele tipuri de fenomene de vreme severă imediată cu anticipație de 1 până la 3 ore, sigur că în funcție de dinamica fenomenului, cu cel puțin 10-15 minute înainte, pentru că instrumentul principal rămâne radarul, asociat sigur că da, reflectivitatea imaginilor radar, asociat sigur că da, și cu dinamica ieșirii din modelele numerice de prognoză a vremii. Dar la astea lucru... sunt chestiuni tehnice ale dumneavoastră, deci dumneavoastră spuneți că de la câteva ore până la câteva zeci de minute. De la câteva ore până la câteva zeci de minute. Trebuie să confirmăm și gradul de realizare, pentru că de fiecare dată după un astfel de episod și la finele lunii, în luna următoare, facem
Facem verificarea mării gradului de acuratețe în funcție de numărul parametrilor luați în calcul în verificare de la 4, 6 sau 8 parametri, luând în considerare temperaturile, precipitațiile, umezeala relativă a aerului, în funcție de sezonul în care ne aflăm și sigur că dacă la alertele generale... Și care este gradul de acuratețe? Gradul de acuratețe trebuie să fie obligatoriu peste 95%, pentru 85-90%, pentru că este și un indicator al contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv al directorului general, pentru finanțarea programului de meteorologie național. Am înțeles. Deci este practic, este miza dumneavoastră. Miza acuratețe, asta este miza dumneavoastră. Exact, pe lângă miza de mandat a Administrației Naționale de Meteorologie, ceea ce este foarte important. Deci lucrurile astea nu sunt parametri, nu sunt. Am înțeles. Deci parametrii aceștia nu sunt niște valori care pot fi modificate după cum e culoarea politică în România. Nu, astea sunt chestiuni sigure, clare, care pot fi verificate oricând. Mă întorc la... Deci, rezum, vară caldă cu fenomene extreme, dar care vor fi anunțate din timp. Spuneți dumneavoastră, caniculă pe aici, pe acolo, dar mă rog, nu putem spune că este o vară care iese din regimul verilor normale. Vreau să vă întreb așa, doamna director, faptul că noi suntem, România este în centru, adică la masa greilor în Europa, apropo de meteorologie, cercetare meteorologie, asta înseamnă prognoze mai bune pentru oamenii din țara aceasta? Da, pentru că, luând în considerare proiectele de dezvoltare a infrastructurii meteorologice, mă refer aici atât la ceea ce înseamnă stațiile meteorologice, în prezent avem 166, la noua rețea de radare avem în prezent 7, deja avem în construcție șantiere pentru 5 deschise, pentru că prin proiectul InfraMeteo finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare vom putea instala noi echipamente de ultimă generație, 7 radare noi dual polarimetrice cu imagini 3D ale tipurilor de nori, ale fenomenelor respective care fac obiectul acestor alerte de tip nowcasting. La 5 deja s-a declanșat șantierul pentru construcție, mai avem 2, vor fi amplasate în continuare Iași, București, Constanța, Craiova, Timișoara, Oradea și Bobohalma în centrul țării. Așadar, iată că trebuie să fim în pas cu tehnologia din punctul de vedere al dezvoltării infrastructurii, dar și din punctul de vedere al resursei umane. Cât privește Centrul European de Agrometeorologie, despre care am mai avut prilejul să vorbesc cu dumneavoastră și mulțumim mult, deja este semnat contractul de finanțare, suntem în linie dreaptă cu începerea construcției clădirii, o clădire verde, dar pe lângă clădire verde, faptul că vom avea un IT data center performant care să asigure schimbul de informații între serviciile meteorologice din Europa și pregătirea personalului de specialitate la nivelul specialiștilor și viitorilor specialiști din România și din Europa. Și vreau să vă spun că are în organigramă centru prevăzut 52 de locuri, dintre care 12 vor fi poziții vacante pentru noi absolvenți începând de anul viitor. Așadar, ne dorim tineri care să preia ceea ce seniorii meteorologiei românești au realizat până în prezent și pot asigura trecerea foarte ușor la viitoarele generații pentru a duce mai departe meteorologia acolo unde este ea. Și într-adevăr, mai avem un proiect de țară reușit în acest an și vă mulțumesc că îmi dați acest prilej. Sunt dornică să aflu. Da. Deținerea președinției, da. Sunt dornică să aflu lucruri, cum să zic, de bine. Deci, deținerea președinției regiunii 6. România este președinta regiunii 6, ceea ce înseamnă foarte mult totuși pentru noi. Regiunea 6 însemnând, dacă explicăm ce de acasă. Este regiunea 6 asociativă a Organizației Meteorologice Mondiale, în care toate serviciile meteorologice la nivelul Europei, da, desfășoară programe operaționale pentru a crea prognoze cu un grad mai bun de acuratețe și pentru a participa la programele de cercetare, de pildă, sisteme de avertizare pentru fiecare, va debuta în acest an sub
umbrela Organizației Meteorologice Mondiale pentru următorii 5 ani, programul Yearly Warning for All, în care fiecare serviciu meteorologic național își va dezvolta infrastructura astfel încât să răspundă cerințelor autorităților și cetățenilor. Vreau să vă întreb ceva. Finalul de intervenție va aparține. Rugămintea mea este să-mi răspundeți foarte scurt la următoarele trei întrebări. Se va face mâncarea anul acesta? Deci, apropo de ce, cum va fi vremea pentru... Pentru agricultură, la acest moment... Pentru agricultură. Pentru agricultură, la acest moment, discutăm de o variabilitate în ceea ce privește rezerva de apă din sol, pentru că reprezintă parametrul cel mai important pentru evaluarea ceea ce înseamnă producția finală. Vorbim de secetă meteorologică în jumătatea estică a țării, în timp ce în Oltenia, în Banat, în Crișana, în Maramureș și Transilvania, având în vedere regimul de precipitații din 22 mai și până în prezent, au îmbunătățit rezerva de apă după un an agricol anterior excesiv de secetos, practic cel mai secetos din istoria măsurătorilor meteorologice. Așadar, mare atenție pentru fermierii din zona Părăganului, din Dobrogea, din sudul Moldovei, pentru că aici rezerva de apă este una deficitară și nevoia de precipitație în următoarea perioadă este una acută. Va fi o vară lungă? Va veni toamna repede? Ce ziceți? Sezonul de tranziție, atât de primăvară cât și de toamnă, observăm că păstrează caracteristici între ceea ce înseamnă, de pildă, în primăvară trecerea de la iarnă spre sezonul cald sau în toamnă trecerea de la vară către toamnă și nu în foarte puțini ani, în septembrie am avut temperaturi care să depășească 25 de grade, așa cum am spus, practic să avem o prelungire a verii și în primele luni de toamnă, cel puțin în prima jumătate a toamnei din acest an. Nu excludem această posibilitate, dar, mă repet, pe măsură ce ne apropiem de fiecare interval, amendăm aceste estimări pe termen de cel puțin o lună cu datele pe termen mai... Prognoze mai clare. Da. Da. Și ultima întrebare, dacă dumneavoastră considerați că încet, încet se diluează anotimpurile, având în vedere iarna care a fost, primăvara care a fost, vara care a fost rece până mai acuși, ce se întâmplă cu anotimpurile și în cât timp, credeți dumneavoastră, având în vedere informațiile pe care le aveți de la colegii dumneavoastră, în cât timp vor dispărea anotimpurile astea clar delimitate? Nu e vorba de a dispărea, pentru că suntem la latitudini medii, da? Vorbim de climă temperat continentală, însă, într-adevăr, exact ce vă spuneam, recordurile înregistrate în fiecare an depășesc recordurile anterioare și, practic, observăm și noi situații tipice pentru fiecare anotimp, lună sau an care urmează, pentru că tocmai dinamica contextului atmosferei în care vorbim de temperaturi mai ridicate de la un an la altul, asociate și cu grad mare de umezeală în atmosferă, generează apariția acestor tipuri de fenomene și vreau să vorbesc și despre posibilitatea ca perioada 2023-2027 să fie cea mai caldă perioadă din istoria măsurătorilor meteorologice la nivel mondial și cel puțin unul din cei următorii 5 ani să depășească anul 2016, cel mai cald până în prezent la nivel mondial și cu siguranță nici România nu va face excepție, pentru că luăm statistica la nivelul țării noastre din 2012 și până în prezent 2022, am avut cei mai cazi 12 ani consecutivi și în top 3 2019, 2020 și 2022. Deci, cu alte cuvinte, vin vremuri fierbinți, asta spuneți, date fiind măsurătorile și analiza care se face comparativ între ani. Ținem legătura în clipa în care se întâmplă ceva important, vă sunăm ca să ne spuneți. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes în ce faceți. Mulțumesc mult și venim în casele dumneavoastră cu mare drag să avem o vară așa cum ne-o dorim fiecare. Doamne ajută, mulțumesc foarte mult directorul ANM, Elena Mateescu. Ne revedem mâine seară, Doamne ajută!